În porturile de la malul mării se aflau marțe dimineață 38 de nave sub operare. Cele mai multe dintre acestea, 35, erau în portul Constanța, iar 3 se aflau sub operare în portul Midia. Navele sub operare aveau de încărcat sau descărcat în mare parte cereale, cherestea, containere sau fier vechi. De asemenea, potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, în rada portului Constanța erau marți dimineață 6 nave, dintre care doar două așteptau pentru operare. Patru erau fără operațiuni portoare. La avizări figurau în dimineața zilei de 20 aprilie 11 nave, 9 pentru portul Constanța, iar alte două pentru portul Midia.